Bună ziua, mă numesc Natalia Cauș și astăzi, în calitate de medic-obstetrian ginecolog, aș vrea să discut câteva mituri care sunt foarte dezvehiculate în societatea noastră legate de sarcină și de ginecologie. Ce se întâmplă dacă eu și partenerul meu avem RH diferit de sânge? E un risc pentru sarcină? Nu este cazul să ne facem griji atunci când sunteți cu RH diferit decât partenerul. Ne facem un pic de griji atunci când partenerul este RH pozitiv, iar dumneavoastră sunteți RH negativ. Și nici asta nu este un motiv acut de îngrijorare, fiindcă suntem în era diagnosticului. Din păcate, nu putem să tratăm tot, dar de diagnosticat suntem capabili deja. Din această cauză, fiecare problemă o rezolvăm pe parcursul sarcinii. Pentru a rămâne însărcinată, diferențele de RH nu ne deranjează, doar pe parcursul sarcinii sunt teste, sunt analize care se dau, care fiecare medic atunci când vă puneți la evidență știe de ele și le face. De ce apar durerile de cap în timpul sarcinii și când să ne îngrijorăm? Durerile de cap în timpul sarcinii. În primul rând, haideți să ne gândim ce înseamnă o sarcină nou survenită pentru o femeie. Este un stres. Chiar dacă este o bucurie, oricum este un stres. Și atunci, evident că ne facem multe griji, fonul hormonal se schimbă, care iarăși influențează și încă ce uităm noi, uităm să bem multă apă. Se spune că lipsa de lichide poate duce la dureri de cap. Durerile de cap nu este bine să le evităm în ultimul trimestru de sarcină. În primele trimestre de sarcină nu le răbdăm cu zilele, cu săptămânile. Un paracetamol face mult mai puțin rău decât zile întregi de dureri de cap. De ce se umflă picioarele în timpul sarcinii? În timpul sarcinii crește volumul circulant de sânge. Cu cel puțin 2 litri de sânge mai mult avem. Respectiv, se mărește tot lichidul din organism. Și din cauza asta putem avea retenție. Atenție foarte mult la retenția de apă în ultimul trimestru. Atunci când deja edemele pot fi, dacă sunt asociate cu tensiuni, dacă sunt asociate cu dureri de cap, dacă sunt asociate cu multe alte chestii, atunci e evident că ne adresăm medicului. Care sunt analizele necesare în preconcepție? Despre analize, iarăși, cum spuneam, suntem în era diagnosticului, analize și analize și analize. În general, nu trebuie să uităm, pe lângă analize la o grămadă de balauri pe care putem să-i dăm, nu trebuie să uităm de analiza generală de sânge și analiza generală de urină. Astea sunt primele și cele mai necesare. Abia după mergem la teste complementare, teste de infecții, teste genetice, teste la tot felul de minuni și patologii inventate, practic. La cât timp pot rămâne însărcinată după ce am renunțat la anticoncepționale? În momentul când renunțăm la anticoncepționale, putem rămâne însărcinate și la 2 săptămâni. Din ce cauză? La unele femei se restabilește ovulația imediat, la altele ovulația se restabilește și în decursul la 2-3 luni. Evident că medicii recomandă, fiindcă ați utilizat mai mult timp medicație, evident că se recomandă la 2-3 luni, dar putem rămâne însărcinate și nu este niciun risc pentru sarcina viitoare, practic, dacă rămânem însărcinate din prima lună. Dacă ar fi să dezbatem niște mituri legate în popor întâlnite, care ar fi acestea? Contraceptivele în grașă. Ăsta ar fi primul și nu există pacientă care să nu întrebe despre acest lucru. Nu este, să spun, în totalitate un mit. Nu contraceptivele ne îngrașă. Contraceptivele fiind preparate hormonale ne modifică starea de spirit, ne modifică starea de... Tot se modifică și atunci evident că ele pot crește apetitul. Atâta timp cât știm că din cauza pastilelor ne ducem la frigider continuu, ne oprim și încercăm să ne controlăm. Avem grijă de sănătatea noastră, avem grijă de cum ne alimentăm, avem grijă de ce facem zi de zi și vizităm periodic și medici.